объединить прихожан и благословить на протест против депутатов парламента, которые намерены принять закон, предоставляющий юридическое право совершать греховные однополые сексуальные связи и обязывающий учителей разъяснять в школах несовершеннолетним об легализации их сексуальной жизни. Закон предусматривает запрет священнослужителям и представителям светского общества обсуждать, либо препятствовать и осуждать греховные прелюбодеяния в половых отношениях. Закон ущемляет всех граждан в праве свободы совести и слова. Ваше Преосвященство, ваше бездействие привело к тому, что депутаты парламента приняли сегодня закон, против которого мы выступали и просили вашего благословения объединить молдавский народ в борьбе против этого закона. Ваш церковный сан и роль отца православных людей Молдовы по причине бездеятельности ставится нами под сомнение. Молчание и бездеятельностью предается Бог. Мы имеем право указать вашему Преосвященству, что церковь принадлежит нам, православным верующим в Бога, Отца нашего. Да поможет Бог каждому, кто встал на путь, указанный сатаной, вернуться в лоно Божье. Да вразумит Господь каждого, кто отступлением от истины влечет за собой в погибель ближнего своего и целый молдавский народ. От лица православных социал-демократической партии я вручаю вам наш ответ на ваше безразличие и молчание. Victor Stepaniuc, am participat împreună cu dumneavoastră la restabilirea unor mănăstiri și biserici în țara noastră. Știți poziția mea în chestiunea Bisericii Moldovei. Am apărat această metropolie tot timpul de la anul 89. Poziția dumneavoastră în această lege spurcată, care se numește legea despre homosexualitate, nu mi-a fost clară în ultimele luni și eu aș vrea, și colegii mei din partid și acești creștini, ar vrea de la dumneavoastră o declarație clară în privința legii care a fost adoptată astăzi. Biserica nu poate să stea într-o parte, biserica nu poate să se divizeze din cauza că scandalurile care le-am văzut astăzi în diferite grupuri de oameni religioși, în diferite grupuri de creștini, nu ne face față, deci nouă tuturor ca creștini. Noi ne închinăm bisericii noastre și vă rugăm dumneavoastră într-o cuvântare publică să dați apreciere negativă acestei legi. Noi rămânem credincioși bisericii noastre și vom lupta și mai departe ca asemenea legi care lucrează împotriva țării Republica Moldova, împotriva poporului nostru să nu mai fie adoptat în această țară. Țara noastră a venit pentru a ne impune norme de cultură, etică și religie străină normelor și culturii noastre. Din păcate, cel căruia i-am crezut în permanență, celui care ne-am îngenunchiat, care ne-am aplecat capul și în care am avut speranțe, a fost cel care în ultima clipă ne-a trădat. Dar mai avem speranță că Dumnezeu ne aude, e mare și transmite mesajul nostru. Dacă cu adevărat tindeți că sunteți părintele nostru spiritual, cel în jurul căruia s-au adunat credincioșii din Republica Moldova, cel care acceptă și și-a luat misiunea de a lupta în promovarea cultului nostru național, religiei noastre ortodoxe, atunci să ieșiți în fața eroroaselor, să ieșiți în fața cetățenilor, să vă spuneți poziția, să vă asumați responsabilitatea publică că, într-adevăr, veți reveni la obligațiunile dumneavoastră de înalt preasfințit metropolit al Chișinăului și Moldovei și veți arăta societății că sunteți un patriarh adevărat, sunteți un metropolit adevărat și că oamenii pot să aibă în continuare încredere față de dumneavoastră. Dacă veți sta ascuns în acești pereți ai acestei clădiri, nu vom putea să facem deosebire între cei care stau în clădirea Parlamentului și adoptă legi anti-societății Republicii Moldova, cei care
au acceptat o lege care vine să distrugă moralitatea, spiritualitatea noastră, atunci nu vom putea face diferență și dumneavoastră cu regret veți fi unii dintre ei. Vă așteptăm afară ca să vă expuneți punctul de vedere, să vedem ce vă propuneți să faceți de viitor ca să schimbați această situație, să ridicați, să consolidați toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de rasă, naționalitate, apartenență politică, religie, etc. Să-i consolidați în jurul creștinismului, să-i consolidați în jurul valorilor noastre naționale, să-i consolidați în interesul nostru național. Разговор с митрополитом. Вы на весь интерес на вес. У нас состоялся разговор с митрополитом. В заключении нами было сделано предложение, чтобы митрополит стал инициатором проведения в Молдове Великого национального собрания для того, чтобы народ Республики Молдова высказал свое мнение по поводу принятого парламентом сегодня закона о легализации геев и лесбиян. Отказа нет. Deci ne-a ascultat cu atenție, dumnealui și-a exprimat poziția împotriva acestei legi de mai multe ori, a anunțat, a avut discuții cu mine cu guvernanții și ieri și alaltăieri. Desigur, a fost important ca ei să decidă. Deci ați văzut cum s-au decis deputații. Deputații au votat până la urmă legea, adică nu s-au ținut de cuvânt. Și principalul că ei au ignorat nu numai opinia organizațiilor obștiești, mai multor partide politice, dar au ignorat și opinia bisericii. Acum urmează ca biserica să se organizeze. Deci, într-un fel sau într-alt, a fost propusă ideea aceasta de o mare adunare națională. Biserica trebuie să vină cu propuneri. Noi, ca creștini, ca cetățeni, o să ne supunem, o să mergem sub flamurile bisericii. Considerăm că este o lege ofensatoare, discriminatoare și vă spun, împreună cu metropolitul, în anul 2006, și cu fețele bisericești, am apărat și am scos din școală atunci acea disciplină școlară care se numea deprinderi de viață, care a fost prima încercare de a introduce homosexualitatea în Republica Moldova, atunci ne-a reușit. Eu am văzut presiunea care s-a făcut atunci împotriva bisericii, împotriva mea personală, din partea unor așa numiți trimiși din Europa, care sunt aici în Republica Moldova și noi am văzut astăzi cum ei ieșeau din Parlament. Adică ei dictează. Da, ei dau niște bani, dar ei corup această țară. Toate creditele sunt pe spatele poporului. Poporul ăsta trebuia să se întoarcă înapoi, inclusiv și polițiștii noștri care astăzi i-au apărat. Și țara intră în datorii, intră de fapt într-o... Când ar putea să aibă loc aceasta? Nu știu, o să întrebați, deci, metropolit. Când o să spună metropolia, când o să spună biserica, atunci noi o să venim în sprijin. Fiindcă noi avem și noi diferite structuri obștești, suntem gata să spunem numele.